Bună dimineața, este ora 5.30. Somnul mi-a fost întrerupt de mică ploiță. Cum suntem malul lacului Garda și merg spre orașul Brecea. Cred că până seara voi fi acolo. Aș fi dorit să mai rămân o zi la lacul Garda, dar din cauza ploii sunt nevoit să continui călătoria. Următorul punct va fi orașul Brecea, care se află la 33 de km de aici. Și astăzi cred că va fi o zi mai ușoară, pentru că în Brecea locuiește tatăl meu și de seară mă voi opri la el. Deja nu plouă, dar geaca de ploaie nu o dau jos, pentru că mă protejează de vânt. Și din nou avem un drumuleț de țară, pe care este foarte plăcut de mers, chiar dacă este puțină ploaie. Un aer mai curat, fără mașini, fără nimic. Nu știu care e motivul, dar drumul de astăzi îmi pare mai simplu, chiar și dacă plouă. Probabil am adunat ceva experiență în ultimele 5 zile. Am greșit puțin drumul și a început să plouă mai tare. Dar am avut noroc că am găsit o casă care încă se construiește. Am să stau aici până va înceta puțin. Asta așa un life hack ca să nu pătrund apa la ciorap, dar din păcate nu a rezistat și am să-mi schimb pelicula. Altă peliculă nu mai aveam la mine, așa că să încerc să fac din ceea ce găsesc. Cel mai important lucru, picioarele tot timpul să fie la cald. Văd că în fiecare zi navigatorul găsește câte o stradă așa mai interesantă, că să nu mă plictisesc cumva. Îmi spune că aici e drumul. Unii drumul. După fața mea puteți vedea că s-a început deja partea grea zilei. Dar navigatorul îmi spune că încă 5 ore și sunt în Brecea. Meniul meu pe ziua de astăzi. O supă la plic și 3 kg de struguri. Poftă bună! De când mănânc doar struguri, am atâta energie și putere că pot chiar și să alerg. Nu contează că rucsacul e în spate.
Astăzi, nu știu care e motivul, dar nu prea mi-a fost sete de apă. Dar nu înseamnă că nu am întâlnit izvoare, la fel au fost destule. Plus minus la fiecare 5 km, este câte unul. Oare în față la biserică, oare unii vedeți un loc amenajat frumos, cu scăunele, tot timpul găsiți alături și un izvor cu apă. Măcar încă 3 ore până ajung în Brecea să reziste, după care am să-l repar. Astăzi dimineața v-am spus că nu am să am nevoie să-mi caut un loc unde să dorm, pentru că rămân la tatăl meu, că el locuiește în Brecea. Acum am cerut adresa exactă și până la el trebuie să fac încă 3 ore. Cum înțeleg de ce prima jumătate a zilei îmi pare mai simplu? Pentru că eu merg mai puțin. Merg o oră, mă odihnesc, din nou merg o oră, din nou mă odihnesc. Deja când ajunge seara, vreau mai repede să ajung la destinație și merg 2, 3, 4 ore fără oprire. Parcă văd cu toate dialoguri de genul, dar ce trebuie, ai încercat, ajunge, așa mai departe. Ce spuneți dacă să-mi cumpăr nu doar o vilă, dar două? Prima care vroiam să o cumpăr, puteți să o vedeți în vlogul numărul 3. Aici, primul lucru care l-am făcut, am intrat în baie și am ușa să vedeți cum se schimbă fața. Asta și. Pirojași, mă gândesc. Acum am să fac un room tour. Pat. Lumină. Geam. Cam atât pe astăzi. Ne vedem în episodul următor. Cred că mâine am să fiu încă în orașul Brecea și de marți mă pornesc spre Milano. Doar pe jos și fără bani.